Ultimele 6 ore rămas din această perioadă de transferuri, nebunia continuă aici la Wolverhampton și wow, ce nebunie, ce nebunie, măcar cât de cât am mai reușit să mai reglez, să mai repar banca de rezerve, deja cât de cât arătăm ca o echipă cu un mare viitor, într-adevăr am cam pus preț mare pe acești tineri, sper desigur să funcționeze cum trebuie acest nou sistem de training și de evoluare implementat în joc. Dar desigur, știți bine, data trecută l-am vândut pe Moutinho, am zis că chiar dacă e bun, chiar dacă parcă nu l-aș vinde, ar trebui vândut că na, e bătrân și să nu pierd ocazia, hai să spunem așa mai frumos. Am mai căutat câțiva jucători pe poziția asta de mijlocaș și am mai găsit câțiva, dar într-adevăr până își va face scouterul datoria va ține cea timp, deci nu o să apuc. Deci va fi un picuț mai greu, așa, să zic așa, un moment de ăla de, bă, ghicește prețul meu, un fel de, da. Hai să vedem, desigur, așa ca și un fel de top, ca și un fel de potențial, dar desigur să văd și bugetul, vezi că n-am, aha, deci 22 de milioane, în jur de 20-22 de milioane avem noi buget pentru a achiziționa un mijlocaș. Indiferent fie dacă va trebui să schimbă poziția sau nu, ideea e că 20 de milioane este suma noastră în momentul de față. Sper să găsești ceva în gama asta de preț. Într-adevăr, vedeți că e foarte greu aici cu jucătorii ăștia care am pus acum și n-au scout, știi că nici nu știi cum să estimezi. Să zic așa, tot timpul îl voi avea pe acest jucător serii ca și o rezervă. Mi se pare foarte interesant. Viteză, un pic de așa, un pic de așa, nu prea strength, ceea ce am picut să nașpa. Dar rest este foarte echilibrat și la un preț că zice jocul că aș putea să cer și să-l câștig, să-l cumpăr cu 12 milioane. Deci ăla tot timpul va fi acolo, va fi o soluție, să zic așa, de urgență în caz că nu găsesc altul. Ar fi acest jucător francez care așa ar trebui să mai evolueze, CDM într-adevăr. Vedem ce ar mai fi așa la buget. Oxlade Chamberlain ar fi la 20 de milioane și chiar mi-ar place, este și un picuț mai ofensiv și cred că Liverpool l-ar și lăsa poate un picuț mai ieftin. Este inegalabilul Antonio, care, mă rog, trebuie mult să-l evolueze, asta oricum ci că nici nu-i de vânzare, de timp îl n-au să-l ia amândoi, sunt prea importanți cluburile, deci nu vor fi puși la vânzare, ceea ce este nașpa. Ok, în rest ar fi João Mario, care cât de cât, ăsta e un pic prea defensiv și da, hai să vedem atunci legat de Oxlade Chamberlain. Zic că ar fi o idee interesantă, eu sper și cred că ăsta Liverpool îl va lăsa, să zic, ieftin, nu știu, trebuie de văzut. Ia să văd, poate ați avea nevoie de, știu și eu, un jucător de ăsta ce mai am eu pe aici, cea ciuriburiuri de astea, cum le zic eu, rămășițe. Nu, n-aveți nevoie, oh, 23 de milioane, ok. Poate că vă pot oferi un alt jucător, tot așa la schimb, mă, măcar mă mai scap și eu de ei, că n-a venit nicio ofertă. Am zis că am, stai să vi-l ofer prima oară pe Rudy, că vreau să scap de Rudy, și totodată să fie acel jucător Miranda, știi? Stai să-mi fac vreo prostie, doamne feri, 19:30. Ah, n-aveți nevoie de Rudy, of. Bine, player swap, center backs, era Miranda, 1 milion. Bun, hai că vă dau atunci Miranda și 20 rotund. Miranda care totuși e valoarea la 1.300.000. Of, nici din Miranda n-aveți nevoie. Bine, deci din păcate nu mă pot scăpa. Of, hai să-l mai ofer o dată. Aba nu, că acum că l-au refuzat nu se mai pot să-l pun încă o dată, așa e? Da. Da, trist. Killman, că văd că și ăsta e pe la 1 milion. Propose așa și vă dau 21 de milioane. Da, prima oară am citit right și nu știu ce și apoi am văzut că au nevoie de puțin timp de gândire. Da, ok, hai să zicem, ok, l-avem pe Oxlade Chamberlain, să zicem acolo în negocieri. Să zicem că e acolo, în negocieri. Ar fi și serii, care cred că în ultima instanță la fi așa roată de rezervă la mașină.
Dar hai să vedem cu Oxley Chamberlain, eu cred că pot să le iau pe Oxley. Într-adevăr, l-au scos pe ăla la schimb, na, vorbim aici de Liverpool, echipă care, clar, ce să caute, jucătoria care am oferit-o la schimb, dar într-adevăr vreau să mă scap de ei. Poate voi reuși să mă scap de ei în perioada de iarnă și acolo, dacă reușesc să mă scap de ei, super va fi. Ale, perfect, ok. We'll say yes to that, perfect. 21,5, 21 de milioane, 500 de mii de euro pentru Oxley Chamberlain, care este estimat la 20 de milioane, deci eu zic că este foarte, foarte corect oferta și clar pot să fac și bani pe el în caz că mă plictisesc sau nu e bun, eu zic că oricând pot să-l vând cu un 30 sau 25, 28 de milioane, să zic așa. Bun, bine că nu vrea crear crucial. Bine că nu vrea chiar crucial, că nu știu dacă pot să-i ofer, nici nu știu cu Renato Sanchez, acolo vreau să evolueze Renato Sanchez, poate că l-aș putea pune pe rezervă, dar mai mult aș vrea să evolueze Renato Sanchez, da, să fie un picuț mai greu, mi-ar place puțin dacă aș putea să îi reduc din acel salariu care l-are acum în momentul de față la Liverpool, și am să-ți dau 100.000, 70.000 salariu, deci cam 19.000 de euro să reduci din salariu. Ar accepta, dar să-i dau un bonus. Dacă dă 5 goluri, să-i dau 155.000 de euro. Să știi că accept, adică gândindu-mă că într-un an cât salarii plătești cu 19.000 de euro facem economie numai din salariu, dacă reușești să dai tu 5 goluri Oxley, să știi că cu mare drag îți dau asta. Poate că e chiar și un bonus să te motiveze să dai 5 goluri. Super! Și ia uite că ne-am găsit un mijlocaș. Un mijlocaș super mișto a venit aici la Wolverhampton. La lupii, bă! Ce place să zic asta. Ok, deci, Chamberlain, mamă, dacă jucători avem aici, mamă, și nu vine nici ofertă pe ei, nu pot poți scăpa de ei, mai bine spus. Da, ok, deci, avem atacant, LV, RV, KAM, KM, LB, l-avem pe ăsta care e KB, mă rog să zicem, Hoever, Voșau sau Vinagre, poate văd de unul din doi. Să-i fac să fie de ăsta, frate, că zi, acolo pe râb în cască, Doamne ferește. Văd că și Marșal ar putea juca ca și KB și asta ne-ar putea ajuta, desigur, ne-ar putea ajuta chiar mult, în cască, de, știu și eu, două, trei accenturi pe acolo. Și cam atât, că nu mai avem bani. Nu mai avem bănuți. S-a terminat. Oh, și vine oferta pentru Bennett de la Galatasaray. Să știi ce, nici nu vreau să negociez, nu vreau să ratez această ocazie, voi da direct accept. 1.900.000, aproape 2 milioane, hai că e super. Bun, mai sunt 3 ore rămase în perioada asta de transferuri și după care ne vom uita per total ce transferuri s-au făcut în Premier League și să vedem dacă desigur vom avea și un joc, ceva acolo, un match cât de cât interesant să-l jucăm. Deci, Leeds, care desigur a promovat acum recent, a investit în echipă 20 de milioane. Bine, asta desigur acum, că practic ei au mai clar cumpărat pe Rodrigo, care a fost parcă 20-30 de milioane, numai că nu scrie aici. Un atacant superb pentru Leeds și chiar m-ar tenta și pe mine într-o bună zi să fac un cărimot poate cu Leeds. Ar fi interesant. Între timp, la cei de la Leicester. L-au vândut pe Jamie Vardy și pe Suyukun la noi, dar Vardy, wow! Și l-au luat în locul lui Vardy pe Malen, un atacant olandez foarte interesant, foarte bun și evoluează și rapid. Și Ismaili, care cred că e acel jucător lb brazilian de la Shakhtar, cred. Și Mi, care practic este CB britanic. Bun, între timp la Liverpool, wow, au vândut de 136 de milioane și au cumpărat de 112. Aici a venit Jamie Vardy. Wow, Vardy la Liverpool, într-adevăr acolo lângă Firmino, știi, așa cum schimb ceva interesant. L-au văzut pe Oxley Chamberlain la noi și pe Robertson și l-au luat pe Florenzi. Practic a văzut un LB și au luat un RB, ok, și l-au luat pe Bender. Cei de la Manchester City? L-au văzut pe LB-ul lor Mendy, l-au luat pe Isco to the Disco, Fabian, doi mijlocași spanioli, acum îi place la Guardiola, Bustos, care
pare foarte cunosc cu numele, dar nu știu cine, și Boadu, care iarăși este un atacant olandez, cea de genul 18-17 ani, dacă nu poate 19, nu știu exact, dar știu că e foarte tânăr, sub 20 de ani, care evoluează bine. Trecem mai departe la United. United care a reușit să se scape așa de lemnul mort, să zicem așa, de Deadwood, Lingard și Bailey. Ia uite, 36 de milioane. Și l-au luat pe Aspas, Varane și Tsigankov. Superbe transferuri. Super, super transferuri. Bravo. Între timp la Newcastle, care chiar o băgă bani în echipă, fraților, 46 de milioane și au cumpărat de 71. L-au luat pe celălalt Bender, pe Khedira, D'Ambrosio și Fernandez. Mamă, pe ăștia ați plătit voi 71 de milioane. Aoleu. Auci. Trecem mai departe, Southampton, au vândut jucători, au cumpărat, nimic interesant. Ba, ia, Cornet, RV-ul Cornet, ăla e bun. Între timp la Tottenham, desigur, a rămas Vertonghen liber de contract și pe l-am văzut până prin Liga Portugale, cred că așa l-a pus jocul automat, și l-au luat pe Acerbi. Interesant, este foarte bun, un picuț bătrân și l-au vândut totuși și pe Sanchez, deci practic a pierdut de aproape și l-a luat numai unul și l-au vândut și pe Aurier și l-au luat pe João Pedro. Sanchez, mi-ar fi plăcut și mie să-l iau, dar era scump. Între timp la West Ham l-au vândut pe Ogbonna și au luat trei jucători care nu știu cine sunt. Între timp la Wolverhampton, 84 de milioane am vândut de 84 de milioane și încă mai am o grămadă de jucători, mai nu pot să-i vând și că nu vin oferte. Și am cumpărat jucători în valoare de 140 de milioane. Totuși, dacă stai și te gândești, tot timpul am avut probleme cu bani, am zis, bă, stai să iau pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Și totuși am consumat, am cheltuit 140 de milioane. Wow! Între timp la Arsenal. Ei, foarte corect. Cât au vândut, au și cumpărat, mă rog, un mic adaus. Deci l-au vândut pe Bellerin, Holding și Lagas la caset. Wow! De ce l-ai vândut pe la caset? Era bun. Dar l-au luat pe Umtiti, Dumfries și Çalhanoğlu de la Milan. Ce transfer, bă, ești nebun. Da, în rest pe aici. Aia l-au vândut pe Andone, cei de la Brighton. Nu știu dacă l-au vândut sau l-au împrumutat, că nu scrie. 15 milioane, mă gândesc că valorează Andone un 8 și proper iarăși poate valora și el ceva. Deci nu știu precis ceva au vândut, au împrumutat. Tosun a venit la Burnley. Ce țapă. În rest nimic. Așa, perfect. Chelsea. L-au văzut pe Jorginho, dar l-au luat pe Zaha și Cavetadze, mamă ce denumire, și pe Vasquez. Aoleu, Vasquez. Zaha e foarte bun, dacă mai fi lăsat acolo, poate dacă strângeam eu bani, luam eu. Da, l-au văzut pe Zaha și pe Tomkins, l-au luat pe Funes Mori, Tommy și Kane. Everton au vândut aproape tot clubul. 178 de milioane de euro. Davis, Holgate, Lewin, ăla, atacantul, Digne, Tosun. Doamne feri, cât s-au vândut de 178 de milioane? Și-au luat de 108 milioane, dar 4 jucători. L-au luat pe Eric Bailey și pe Fabian Schär, deci practic 2 apărători. Cabral, Ibaka, nu știu, și pe Plea. 4 jucători. Dracu, ați plătit 108 milioane pe jucători ăștia. Cine e Cabral? Cabral o fă o veră, să zic. Bailey, garantat sub 20 de milioane. Fabian Schär, iarăși 20 de milioane. Plea poate 30 și nu găsesc. Trebuie să ne uităm, m-a făcut curios. Deci Everton. Hai să ne ducem după faza asta la Everton să vedem. Ce doamne ați cheltuit voi atâția bani? Everton, what the fuck happened there? Hai să vedem. Deci, ducem aici Premier League. Ne ducem Everton. Da. Și hai să ne uităm. Ce s-a întâmplat? Ah, Cabral. Deci ceva tânăr de 22 de ani, cică. Hai că nu-l pun pe shortlist să nu-l am acolo. Și pe Plea, azi de Plea poate îl pun shortlist. Nu știu cine, ce, cum, dar ia uite, ok, măcar atacant. Asta l-am pus transferiste. Hai că-l dau un scout și la Bernard. Tocure l-am. Ăla am făcut. James Rodriguez nu l-aveam pe shortlist, dar mă rog, scout i-am făcut. Da, Bailey. Hai să-i dau și un scout la Bailey. Să vedem care e schema. Care e schema, măi nene, mă? Sau Fabian Schär, știu că e o exprimare acolo. De-aia am zis ambele. Să fie sigur că am prins una din ele. Bun. Hai să vedem. Au! Auzi. Auzi. Am de-astea, bază de juniori. Nici nu știu. Ok.
Last window closed, ok, l-am văzut și pe Bennett, super, l-am văzut pe Bennett, aia mă bucură. Hai să vedem aici, ar trebui să văd cumva, dar ia uite că la fiecare se schimbă, știi, și... Da, ideea e că oricum și jocul îi clasează bine, să zic așa. Ia stai să vedem așa, change drill, tot pe apă defending, pot să pun cea mai tare, defensive scenario, da. Și aici voi da clear list și să punem apărător, deci Sukun, clar, vreau să acolo să crească, mă rog să-i crească acea fază, bun, pe bench, s-au fost involved, sunt involved în alt match, dar de fapt la asta cam degeaba le dau, văd că dacă nu sunt măcar rezerve pe bench, aveți că la asta tot timpul scad de la zero, că știu că l-am mai evoluat pe Silva și pe Vinagre, mă rog, evoluat, i-am mai pus acolo la schema asta și au evoluat puțin el, dar ia uite că acum au involuat. Deci cred că e aici o schemă, trebuie să fie măcar pe bench, deci măcar cât de cât ca și substitut să rămână acel lucru. Athletic Club ar fi interesată să-l ia pe 2 ani. Băi, ești nebun? Hai să văd, negotiate. Încă un lucru care tare mult mi-aș fi dorit de la FIFA să implementez, dar niciodată nu o vor înface, din câte se pare, este o chestie care, iarăși zic, este desigur în Football Manager, este ca desigur să fie, să zic așa, o chestie în care clubul respectiv care vine și dorește să-ți ia jucătorul în loan, să spună, băi, noi îl vrem pe acest jucător Vinagre ca și rezervă. Bă, noi îl vrem pe Vinagre ca și titular. Știi, să zic că ia când cumperi tu un jucător și îți scrie acolo că jucător vrea să fie crucial, vrea să fie rotation sau ce oferi tu, știi, că vine la club și îi dai crucial sau îi dai important sau îi dai rotation sau prospect și așa mai departe. Exact același lucru să fie cumva și implementat în treaba asta de loan, că loan-ul foarte mult te poate ajuta în FIFA, în orice joc de fotbal, știi, că nu poți să evoluezi pe toți, chiar n-ai cum, dar foarte mult ar ajuta chestia asta, decât să tot stai și să gândești, bă, oare prinde, oare nu prinde, poate îl împrumut pe ăsta acolo, mi se pare că așa, și după aceea poate că, știi, nu mai se întâmplă nimic și nu mai evoluează. Ar trebui chestia asta gândită încă puțin acolo, dar na, prea mult cerem de la eSports, nu? Hai să dăm un quick sim, că desigur am ceva de făcut acum și uitam și la timp, sper să ajung. Da, am câștigat împotriva celor de la Southampton, 3-1, un scor foarte bun, foarte corect, care desigur cele 3 puncte strânse au. Dacă nu aflăm pe desigur care sunt meciurile din Europa League aici. Da, deci vor fi meciul de Europa League, vedem noi ce vom face și aici cu Europa League-ul, cred că ne descurcăm, e o grupă foarte ușoară, nu știu, oare grupa asta a avut-o și în realitate sau au dat așa cei de la eSports un fel de random pe aici. Da, oricum, clar, trecem mai departe. Hai să facem și interviurile. Și desigur, după aceea ne auzim pe data viitoare, prieteni, vă mulțumesc foarte mult de susținere și de fiecare buton de like pe care l-ați apăsat, dacă nu l-ați apăsat, ce mai stați, dați click chiar acum, nu uitați de un subscribe dacă sunteți noi pe acest channel, pe acest video și ne auzim pe data viitoare cu următorul episod de Wolverhampton. Numai bine, pa, pa!